Hei, bună, uite, am zis că ți-a rămas asta, ți-a rămas asta. Să te spun filmul ăsta pe YouTube, poate folosește și altora, dar momentan pur și simplu, e ca și cum vorbesc cu tine. Așa, deci a venit oarecum gata montată, mai puțin picioarele. Și le-am mai testat care șmecheria cu ea, azi de picioare. Așa, deci. E atâta, mă vezi, are niște preseturi de înălțime, unul ar fi undeva aici și unul ar fi undeva aici. Aia se oprește. Asta e destul de ține. Aia intermediară nu e așa de faină. E așa cam ciudat asta. Da. Asta e super robust, nu are nicio treabă. Avem sertare. Mi se pare super ok. Și urmă este și în partea asta. Așa, și acum, da. Partea șmecheră. Facem așa. Și avem fel de masă de cafea pentru mai mulți oameni. Și care nu are gen își dublează lungimea și își păstrează lățimea. Și fie este așa o chestie lungă, dubioasă, fel de bancă, ciudată. Nu, că aia mi se pare super dubioasă. Ia asta. E destul de mișto. E destul de stabil, așa. Nu se ridică balamalele astea de aici sau ceva. Asta îmi place. Bineînțeles, avem din nou înălțimile alea de care vorbeam. Una intermediară care tot așa e. Am văzut-o și asta finală e ok. Dar na, nu mă aștept să te sprijin pe tare coatele pe aia într-o parte sau ceva. Da. Nu te sprijin cu coatele, poți mânca, poți juca un board game. Bun, bine, nu te pucăză pe tine, cred. Asta e, trebuie să pot și cum, așa. Așa, și astea sunt niște arcuri, niște chestii, în fine, nu e, e destul de simplu, nu e mare lucru. Aici e o singură chestie în jurul care se învârte, aba nu, aici. E destul de robustă pentru ce știe să facă, destul de flexibilă e și, ce vreau să zic, îmi spune să mișto că ai picioare. Pentru că chestia asemănătoare tot cu o cutie. Sau pune jos, ca o cutie, zice că ești așa, dacă ești într-un depozit, nu? Nu ai toată masă, nu știu. Așa, partea cu picioarele. Picioarele astea nu vin montate. Și ar fi o chestie aici. Trebuie să dai, n-au nici găurile, în sensul că puteți pui alte picioare în loc de astea. Așa că recomand un burghiu de lemn de 2-3 mm pe șurubelniță. Și, în fine, un cap obișnuit de șurub. Și mai este o chestie care mi se pare interesantă mie. După ce îi montez picioarele, e destul de grea. Tot coletul avea 45 de kg. Și nu avea decât cutie și polistiren în afară de masă. Deci e greuță. Deci masa asta are 40 de kg, să zicem. Și aici problema e că când o ai, e gata montată fără picioare, de obicei este vertical, imaginează că asta e masa. Și aici tu ai montat picioarele. Și aici poate să fie o mică problemă, eu nu recomand să faci pârghie în picioare și să o pui. Nu știu, eu cred că e pal, nu cred că o să fie bine. Deci ar trebui doi oameni să o ia, hop, să o pun așa. Sau dacă ești singur, nu știu, am făcut o pârghie în felul cu coare de mătură, vedea într-o sopă, am băgat-o aici cândva și să nu se sprijine chiar în picioare, adevăr. Cu ingenuitate, probabil că sunt foarte multe soluții. Da, deci cam asta este masa. Pa!